Hei, salutare și bine v-am regăsit. Numele meu este Cristi, aka Captain Nedin și v-am adus în convite din World of Tanks cu un gameplay slash review la tankul de tier 10 Object 140. Este un review care am vrut să-l fac de foarte mult timp, dar nu m-am grăbit pentru că am vrut să-mi confirm sau să-mi infirm anumite lucruri legate de acest tank, dacă este mai bun sau nu decât T-62A, fratele lui Jamon, dar dintr-o altă mamă, combinat cu vecinul de la etajul 4, da, Cristi. Bun, hai să mai mâncăm căcat, să trecem la treabă. Ca de obicei, o să vorbim de puncte forte și puncte slabe mai întâi. Puncte forte la acest tank. Are cel mai bun rate of fire dintre toate tankurile tier 10. Este la fel de bun ca T-62A-ul din acest punct de vedere. Automat ce înseamnă un DPM foarte bun, comparativ cu celelalte tankuri medii de tier 10. Este un tank foarte agil, atinge un top speed destul de bun, și anume de 55 de km la oră, o turelă foarte puternică, ceea ce permite să primească foarte multe bounce-uri, având în vedere rotunjimea ei, nu opune rezistență foarte mare la teren. Adică în momentul în care trece, de exemplu, prin mlaștină, pe terenul mlaștinoase, nu pierde foarte multă viteză și își păstrează o mobilitate decentă și bună, putând astfel să treacă fără probleme de acea mlaștină. Pierde foarte puțină viteză în momentul în care se întoarce, o acuratețe foarte bună, atât din mers cât și de pe loc. Are un profil foarte jos, probabil că se observă acest lucru, ceea ce înseamnă că este foarte greu de nimerit în același timp și o armură frontală foarte înclinată, ceea ce își permite în unele situații să-și primească bounce-uri. Dar, cum e tank mediu, știți foarte bine, nu vă bazați pe acest lucru, pentru că, mai ales, tier 10, penetrații foarte bune, tunuri foarte bune la tier 10, dar în meciurile care le-am jucat cu acest sunt în jur de 100, mi-am primit și bounce-uri. Haideți să vorbim despre puncte slabe. Rezervoarele sunt foarte ușor de distrus, ceea ce înseamnă că riscul ca tu să-i foc este foarte mare și automat, stingătoare automat, deja trebuie să fie lege, să aveți stingătoare automat pe orice tank. Are două cupole destul de mari. La distanțe mici sunt foarte ușor de penetrat și sunt niște ținte mari pentru un tank medium și nu este la fel de mobil precum un T-62A. T-62A întoarce turela puțin mai repede și se întoarce cu șasiul puțin mai repede în dreapta și stânga. Haideți să vorbim despre skill și echipaj. Skill-ul care recomand pe acest tank să fie reparații, cum puteți vedea și la mine, brother arms și camuflaj. De fapt, mai nou, cam de o lună încoace, tot mă gândesc că este o greșeală, ar trebui să fie ca primul skill să fie reparații cu al șaselea simț, apoi camuflaj și de-abia al treilea skill să ne punem Brother in Arms. Pentru că camuflajul pe tankul medii îți oferă un avantaj foarte, foarte mare în momentul în care vrei să păstrezi o distanță medie față de tankurile la mice, ești foarte greu de spotat cu aceste tunuri, așa că puteți încercați și varianta asta. Încă nu am dat retrain-ul, probabil că o să dau puțin mai încolo la echipaj să-mi pun reparații cu așa să le asem și apoi camuflaj pe toți. Cât despre echipamente, stabilizator, rammer, care la fel îți permite să tragi mai repede, deja că ai cel mai bun rate of fire la tier 10, la fel ca T-62A, tragi mai repede, de ce nu? Plus, haideți să vorbim despre un aspect foarte important. Comparații între Object 140 și T-62A. Object 140 este considerat de foarte mulți jucători o clonă a T-62A-ului. În primul și în primul rând, Object 140 este mai mic decât T-62A. Automat îi oferă un factor de camuflaj puțin mai bun în comparație cu T-62A. 140 o să fie mai greu de spotat. Dar deci diferențele nu sunt enorme, asta trebuie să țineți cont, că diferențele nu sunt enorme. Și în același timp, dacă un tank este mai jos, înseamnă că are un gun depression puțin mai bun. Că tot vorbim de depresia atunea, adică gun depression, Object 140 are de minus 6 grade, adică poate să dea cu 6 grade mai în jos, pe când T-62 are de minus 5 grade. Este o diferență de un grad, dar este acel grad care face diferența între aceste tankuri și îi oferă un oarecare avantaj. Objectul 140. Când îl avantajează pe Object 140 și acest gun depression, în momentul în care se află la o distanță de aproximativ 15 metri sau mai mică, el de-abia atunci poate să-și folosească acest gun depression. De-abia atunci se simte diferența între Object 140 și T-62A. Dar
având în vedere că este o distanță atât de mică, el este vulnerabil pentru că poate să inimbrească cu ușurință aceste cupole. Deci, în momentul ăsta, din punctul meu de vedere, nu ne mai reprezintă un avantaj. Pe hârtie, obiectul 140 este mai rapid, are armură mai înclinată, după cum puteți vedea, frontal vorbind, nu este mai groasă, dar având în vedere că este înclinată la 65 de grade cu grosime de 100 mm, după un calcul făcut de alții, în mod evident, grosimea acestea este de 200 mm, în comparație cu cea a T-62A-ului, care nu este la fel de înclinată și ajunge undeva la 178 de milimetri frontal, la fel cu tot cu unghiul de înclinare. Pentru că ne jucăm la tier 10 și sunt tunuri foarte bune, să zicem că ți iei bounce la una din 4 lovituri, cam asta ar fi media. Haideți să vorbim despre turelele tancurilor, care reprezintă, din punctul meu de vedere, factorul decisiv când vine vorba de o alegere. În mod surprinzător, și pentru mine m-a surprins, turela la obiectul 140 este mult mai slabă decât cea de la T-62A. După cum puteți vedea, frontal este de 240 de milimetri la tun. Și mai sus avem 183, apoi puțin mai sus, 110 și tot ce este deasupra, trecut de această linie, este de 30 și 3, respectiv 37 de milimetri. Te penetrează absolut orice tank care întâlnești dacă știe să-ți tragă în această zonă. Tot ce depășește această linie este foarte, foarte ușor de penetrat. Am fost penetrat de un Patton de tier 9, a rămas mască, sincer vă spun. Pe când la T-62A este cu totul și cu totul altă poveste. Avem 240 frontal, 214 puțin mai sus. O avem valori de 153, de 95 și această zonă a cupolei este de 214 mm. Și cea mai slabă este undeva în spate, dar greu poate cineva să tragă acolo. Nici pe departe 30 de milimetri cât are obiect 140. Am fost pus de foarte multe ori în situația să fac cooldown cu ambele tancuri. Mereu am reușit să fac treabă mult mai bună cu un T-62A decât cu obiectul 140 din cauza acestei armuri la turelă. Când vine vorba de cooldown, T-62A câștigă din punctul meu de vedere. Așa, pentru cei nu știe ce înseamnă cooldown, este momentul în care tu ți ascunzi șasiul și se vede numai turela și tunul tău. În momentul în care făceam cooldown cu obiectul 140, îi întregeam undeva deasupra, înspre cupolă și eram penetrat ori în această zonă, după această linie, ori în cupole. Este adevărat că și T-62 are o cupolă, dar nu două. Haideți să vorbim și despre niște zvonuri. Am citit în unele articole că totuși o să modifice în următorul update grosimea acestei zone la obiect 140. Acum nu știm cât care o să fie valorile, dar așa au susținut developerii că îl vor face puțin mai groasă. Acum nu știu cât de mult afectează acest lucru, pentru că alt zvon mai este că obiect 140 va fi înlocuit cu obiect 430. Și acestea sunt pozele cu obiect 430. Din poze îmi place foarte mult cum arată și cred că acesta o să fie cel mai bun tank de tier 10 medium dacă își păstrează valorile care le-au spus și care le-am găsit eu pe internet. Cookie Baby spunea că obiectul 140, păi era pe server test, este adevărat, obiectul 140 o să fie cel mai bun tank medium de tier 10. A anunțat în unul din videourile sale că o să facă un video cu un review la acest tank. Sunt curios și el ce are de spus și dacă își păstrează părerea care a avut-o pe serverul de teste. Bun, cu acestea fiind zise, haideți să trecem la gameplay. Ok, suntem într-un meci de tier 10, evident, Nord 9 și 10. Pe harta Northwest avem șanse de câștig destul de bune, 56%, dar, bineînțeles, acest lucru e bine de știut doar așa
estimativ, pentru că nu ți asigură victoria. Am observat că pe această artă, pentru tankuri medii, foarte bine să mergi în această zonă, în nord, în zona A2, A3. De fiecare dată când am mers acolo și de câte ori am avut ocazia, am reușit să cuceresc acea zonă și să-mi asigur victoria de fiecare dată aproape. Cam de 5 din 5 meciuri te-am jucat pe arta asta, acolo am fost mirat, am câștigat zona și am câștigat și meciul. Nu știu dacă a fost noroc, dar na, nu de văzut. La 140 vedeți că se mișcă destul de bine. 50-60 la ora. Am reușit să ajung. Am trecut un T-54, după cum puteți vedea. Am spotat Leopard 1. Acum stau și o să testez să văd. Încă a fost prima oară când am jucat pe această hartă. Verificam unghiurile să văd dacă reușesc să nimeresc Leopardul. Dar cât pe ce să fiu lovit de artilerie și consider timp pierdut, trebuia să mă duc să câștig teren cât mai mult și cât mai repede. Aici la fel pierd vremea absolut degeaba. Leopardul a prins o lovitură în acel T-54. Știu că am un load time destul de mare și T-54 spotează E-50 și 4-1. Primesc lovitura laterală de la Leopard, penetrat fără nici fel de problemă. Tancurile mele rămân să campeze în acea zonă. Momentan sunt doar eu cu T-54. Ies, încerc să prind o lovitură în Leopard, în turelă, foarte ușor de penetrat în turelă Leopardul. Dar, din păcate, ratez. Încerc să ne merg spora la E-50, mă grăbesc și ratez. Încercam să facem treaba bună cu acest E-54. Fără probleme, nimeresc lower plate-ul la E-50, având originale de presie atomic foarte bună. Și primește o lovitură probabil la băieții care sunt așezați în această zonă și campează. Noi acum spotăm pentru ei și ei își fac treaba. E-50 l-am scos, 4-1 îl văd, prefer să trag în el pentru că e cel mai expus, coboară. Încearcă să ne flancheze, încerc să... Uf, primește o lovitură foarte bună de 54. Încerc să mă opresc, să mă bag cu acel paton, dar de nicăieri apare acest S7 și îmi strică absolut orice combinație aș vrut să fac cu acel paton. Da, vorbesc în termeni academici. Aici am greșit foarte mult, trebuia să plecat, am avut ocazia. În schimb, am stat să trag în paton și m-a costat o lovitură. Prefer să mă bat cu cei din față, nu vreau să am de face cu acel S7 în momentul acesta. Așa că l-am spotat, am văzut că fost dragi, am încercat oricuri din mers, dar în mod evident, să vedeți să nimeresc. Deci, eu cred că m-a observat, așa că profit de ocazie și prind o bucată. Joc puțin mai agresiv în această zonă. Scoateți, mă uit în spate, mi-a murit colegul. Prefer să cobor, eram înconjurat. Mă ratează cei din spate, nu știu exact cine a tras. Acum, în momentul acesta, patru cel mai spus. El vrea să-l scot primul în momentul acesta. Da, aici nu pot să ridic nu prea mult, dar cu bară patru, nu mulțumesc, frățioare. Îmi prinde și lovitură. Reload time mă aștept foarte mult, am încărcat imediat și am prins a doua lovitură. Și până să plece, am reușit să scot patru. Aici la fel am greșit, nu trebuia să cobor, trebuia să mai rămân pentru Chris și atunci n-avea cum să mântrească, așa că mi-a prins o lovitură foarte bună și mi-a luat și amoreacuri, repar. E situație de 1 vs 1, cum vedeți că fac acum și am greșit foarte mult, pentru că m-am îndepărtat foarte mult de tank, tot timpul în situația acestea, vrei să înconjur un tank, trebuie să fii foarte aproape, iar a arătat o lovitură, am încercat să-i nimerez și nele. El nu mă iartă, mă lasă cu 22 HP. Am băgat god, nu l-am penetrat în laterală. Uf. Trage E-100. Ce bine să ai onest. În sfârșit au coborât și băieții și nu m-au lăsat să mor ca un câine. Rămân cu 22 HP. Mare greșeală din partea mea că mi-am păstrat distanța. Trebuie să fiu foarte aproape de IS-7 ca eu să-l pot încercui și el să nu poate să mă nimerească. Am ajuns la 3000 damage. Finally, în sfârșit au coborât. Mă duc înapoi sus să mă ocup de băieții care au mai rămas. Așa îmi place mie să joc cu genul acesta de tank cu T-60 de obiectiv, să joc agresiv pentru că nu permit acest tankuri. Am prins o lovitură pe acel E-50, încă îmi deschis, l-am scos, nu l-am iertat. Acum un act tiger a fost spotat ultima oară acolo. Cu foarte mare grijă încerc să-l spotez și apare.
Nu m-am grăbit, nu știam dacă se uită la mine sau nu. Aștept să mă apropii mai mult de el, să prind o lovitură mai bună. Văd că încă nu și-a dat seama că sunt aici. Țintesc Shenila. N-ar să o distrug. Dar a ferilor Time mă aștept foarte mult în această situație. Priviți. I-am distrus Shenila. Am așteptat să văd dacă și-o repară. Am văzut cum și-o repară. Așa că eu voi continua să trag în prima Shenila unde distrug. Și sărac n-ar să facă. Trebuie decât să-și accepte moartea în acest moment. Free damage. Săracul Tigătunul și acceptă soarta, știe că este mort. Rate of Fire m-a ajutat din nou foarte mult și am scos un Yak Tiger de la viață full, 4930 damage. Avansez, a mai rămas artileria care a încercat să mă nimească la început. Speram să fie pe aici. Hop! Și uite că apare. O lovitură, îi dau și foc, am scos-o. 5380 damage, băieți, haideți să vă arăt și în plate-urile. Și un R5 frumușel cu 10200 experiență și 100 de mii bani făcuți, cu medalia de sniper. 5380 damage, 5 kill-uri, 1360 experiență netă. Primul din echipă, la fel, din match de fapt, și ca experiență și ca damage. Și am ieșit cu un profit cu 38.000. Cu premiul 4.000 făceam fără, dacă îl trăgeam munițiile la gold, cred că făceam mai mult. Cred, sigur făceam mai mult. Dar și acesta a fost meciul în care am atins maximul de experiență. Am făcut și 3.000 de damage spotat. Acum e damage do your assistance, nu mai damage upon spotting. Drăguț, n-a fost modificarea asta. Și cu potențial damage received de 3030. Ok, băieți, acesta a fost gameplay slash review la Object 140. Și ca o mică concluzie, dacă ar fi să aleg dintre Object 140 și T62A, în primul și în primul le aleg pe amândouă, după cum vedeți, le-am pe amândouă, pentru că îmi place așador acest stil de gameplay. Object 140 îl pot asocia ca stil de gameplay cu T54. Eu când am trecut la T54 la T62A, a fost destul de greu să mă acomodez, dar de când am trecut la T-54 la Object 140, mi-am dat seama că stilul este cam același, dacă aș putea spune așa. Și da, este un T-54 la Tier 10, vorba lui Ștampila, să citesc pe un prieten care mai joc eu. Din păcate, oricât de mult îmi place acest tank, îl consider superior pe T-62A. Acum rămâne de văzut dacă o să fie implementat Object 430. Poate părea să mi se schimbe în timp, dar am ajuns la 100 de meciuri cu Object 140 și deși aș dea-l consider mai bun. Cu toate că Object 140 excelează din anumite puncte de vedere, dar nu sunt de ajuns. Așa că sper că v-a plăcut acest gameplay, stream și review cu Object 140. Dacă v-a plăcut, puteți să dați un like. Dacă sunteți de altă părere, puteți să scrieți în comentarii și dacă mai doriți videouri de genul, un subscribe nu strică niciodată. Vă mulțumesc pentru atenție și până data viitoare v-am lăsat. Ciao. You are the chosen one. It was said that you would destroy the Sith, not join them.